Suntem pregătiți? Ne luăm locurile? Going once? Going twice? Mulțumesc, Ionuț, că ai plecat-o mai la mine. Mulțumesc, antevorbitorilor mei. Ne invit acum pe scenă pe Horia Neagu, care ne va vorbi despre UX. Mulțumesc, Horia! Bun, bine v-am regăsit. Nu ne-am mai văzut de mult. Clickerul nu merge. Apasă! Ha! A mers, da. Deci eu am și clicker, da? Avantaj clar. Bun. Astăzi voi aborda un subiect care mie mi se pare foarte, foarte interesant și mai puțin abordat, cel puțin în discuția la care am asistat eu până acum pe piața din România, și anume UX. Pe foarte scurt, show of hands, câți dintre voi au auzit de UX, User Experience? Foarte tare. Deci am cine vorbi. Pentru cei care au zis că, mă rog, pentru cei care m-au arătat că nu au auzit, User Experience este totalitatea de metode, de acțiuni pe care le poți întreprinde, pe scurt, pentru ca site-ul tău să își îndeplinească obiectivele. Aici vorbim despre design, content, layout, practic gândirea din spatele site-ului care îl ajută să își îndeplinească obiectivul. Adică îl ajută pe utilizator să facă ceea ce ți-ai dorit tu să facă pe site. Titlul este De la Sachs la UX și vom vedea câteva exemple mai puțin fericite și câteva modele de îmbunătățire a celor cazuri nefericite. Exemplele luate sunt tot din domeniul health, dar de pe piața de fitness, de la noi. Sunt de sport, sunt de aerobic, întreținere, gyms, chestii de genul acesta. Bun, pentru început, ca să înțelegem un pic mai bine sau să intrăm un pic mai adânc în subiect, UX este ca o figurină Batman. Acesta este un UX win. Este o figurină așa cum te-ai aștepta să fie. Are proporțiile perfecte cu personajul din film. Este exact cum ți-ai imagina această figurină să fie. Acum să vedem și un contraexemplu cu o figurină mai puțin reușită. Acesta este un UX fail. Exact, aceasta a fost și reacția mea când am văzut-o. Este un mic pistolaj pentru cine nu vede. Serios, este un mic pistolaj. Aici este orificiul pe unde este apă. Se încarcă pe aici, uite, lângă banner, și se apasă pe trăgaci ca să dejecteze apa atunci când se luau copii cu el. Deci este clar o diferență între cele două figurine, da? Cam așa este un UX făcut bine și un UX făcut mai puțin bine. Un site care își face treaba și își merită banii cum ar veni și un site care e un pistol cu apă, practic. Bun. Scara succesului în UX. Am identificat trei elemente, filozofice să le spunem, sau strategice, care ne ajută să înțelegem ce avem de făcut pentru ca site-ul nostru să-și facă treaba, să nu fie acel pistol cu apă. Intenție, obiective și post-click. Vom vedea mai târziu ce înseamnă toate astea. Toate converg către acest sac de bani către care aspirăm cu toți, nu? Bun. Click, click, click. Intenție. Mai întâi vorbim despre intenție. Ca să înțelegem intenția, am exemplificat pentru cazul nostru al țărilor de fitness prin întrebarea: de ce mergem la sală? Această întrebare ne va ajuta să reliefăm intenția utilizatorului. Să încercăm să anticipăm ce caută utilizatorul atunci când vine la site-ul nostru. Ce ar trebui să-i oferim noi ca să-i satisfacem lui intenția? De ce mergem la sală? Din cauza gogoșilor, da? Deci clar, asta ne pică noi să mergem la sală. Uftă bună! Mersi pentru exemplificare.
Din cauza gogoșilor care ne duc la cântar și ne face să dăm un facepalm ca și picat și ca să nu ajungem ca acest Superman. Deci de-aia mergem la sală. Acum, intenția este clară. Vreau să merg la sală, deci încep să caut săli la care mă pot duce. Dar cum alegem sala de obicei? Poți să-mi dai cineva un exemplu? Cum alege sala la care se duce sau s-ar duce dacă n-ar sta să mănânce? Locație. Așa. Cea mai apropiată de birou sau de acasă? Locație. Preț. Dotări. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Cei 3P. Proximitate, da, de locație. Prețuri, da? Și posibilități. La posibilități am teșat un pic, trebuia să fie dotări. Dar am zis că să fie cei 3P, pentru că PPD sună deja la partid politic și n-am văzut într-o zonă. Deci PPP sună un pic mai bine, cei 3P, da? Proximitate, prețuri, posibilitate. Așa am identificat eu care arăta anatomia unui site de fitness perfect. Ideal. Nu vă uitați neapărat la design, spun așa cum spun tuturor clienților atunci când vorbim de wireframe-uri. Este un wireframe, este o schiță, este un blueprint, să nu spună cineva că mai ales la spațierea între header și uite, nu e, sunt doar 5 pixeli. Deci este doar o exemplificare, da, de cum ar trebui să arate site-ul. De ce este un site perfect? Păi ia să vedem. Cum am zis că alegem sala? Proximitate, prețuri, posibilități. Posibilități, da? Adică dotări. Proximitate. Acolo jos avem harta. Da? Deci ne arată foarte clar unde este această sală. Pe lângă hartă avem detaliile de contact. Și vom mai avea, sperăm, și o optimizare SEO local. Adică pe cuvinte cheie de genul sală fitness obor, sală fitness sectorul 3 și așa mai departe. Clic, clic, clic. Prețuri. Undeva, imediat sub head banner, avem o clară exemplificare de oferte. Avem mai multe oferte. Acestea sunt primele lucruri pe care le vezi pe site, imediat după head banner, în momentul când îl accesezi. Deci foarte clar, înțelegi ce oferte ai și dacă sunt bune pentru tine. Dacă, bineînțeles, și clientul ne dă prețuri bune și nu ține foarte mult la niște prețuri premium exagerate. Dar asta nu mai ține de noi. Dotări, posibilități, avem o mică galerie de imagine, un mic carusel care ne arată câteva din dotările sălii care ne fac să ne dorim să lucrăm acolo. Să, no. Da. Întrebare dacă se poate, având în vedere că majoritatea a spus că proximitatea ar fi cea mai importantă, dar n-ar fi bine să punem detaliile despre locații în partea de sus a site-ului de platform? Aici intervine, e corectă observația. Aici, probabil că dacă am lucrat împreună, ți-aș spune, hai să testăm asta. Știi, am face un A/B test. Eu aș tinde să zic nu, pentru că nu este o practică standard. Este mai puțin întâlnită practica asta. Adică aici intervine un pic o armonie, da? O alchimie dintre UX și standardul pe web. Pentru că nu prea se practică și pentru că nu prea am cum să iau ochiul omului, știi, la o sală cu o hartă, adică vreau să-mi pun acolo aparatele, vreau să-mi pun un banner motivațional cu un musculos care se uită la mine și hai, vino și tu ce mai aștepți. Nu aș pune harta pe prima poziție, dar, adică în foarte sus, dar ar putea fi un experiment pe care l-am putea face. Deci, reluând, avem aici un mic head banner cu un titlu motivațional și cu o imagine motivațională, dacă cineva făcând sport, un call to action foarte clar, vino și tu, înscrie-te, vezi oferte noastre, habar n-am. Aici avem câteva oferte care ne atrag pe ideea de prețuri. Aici avem niște reason to believe-uri în care, nu știu, fiecare își pune unique selling proposition-urile și hopefully există ceva care îi diferențiază sau măcar care îi face interesanți. Aici avem această mică galerie care ne ajută cu partea de dotări și aici jos avem contactele care ne ajută pe proximitate. Merge la al patrulea click, cred. Da, 5. Bun. Acum avem un exemplu real de pe piața de la noi cu o sală de fitness. Care este intenția că îi răspunde această pagină? Mie mi-a fost foarte greu să deduc intenția. Intenția teoretic este una clară de a vinde, nu? De a atrage oamenii la această sală. Din nefericire, este doar o
aglomerație de bannere, o aglomerație de postări de carduri, cum vreți să le spunem. Unele sunt postări de blog, altele sunt pur și simplu reclame, altele sunt ad-uri, sunt linkuri interne, e un mișmaș de chestii, pur și simplu, din care nu prea înțelegi foarte clar. Nu spune niciun fel de poveste. UX-ul este storytelling. Acest gen de sală nu îmi spune nicio poveste, îmi spune doar avem foarte mulți oameni care lucrează la noi și fiecare crede că un content este foarte important să fie pe homepage. Cam asta e povestea pe care o spune sala asta. 3, 4, 1. M-am uitat pe pagina de contact. Am zis, bun, hai să vedem cei 3P. Poate una din paginile din site satisface acești P. Am uitat la proximitate. N-aveau carte pe site. Era doar, într-adevăr, aveau adresa pusă, aveau câteva numere de telefon de contact și așa mai departe. Dar era totul astfel atât de ciudat formatat, încât nu, din nou nu înțelegeam foarte clar ce voi să fac pe pagină. Ce voi să fac? Să vin la ei la club? Nu mi-au dat o hartă, nu mi-au dat nimic care să mă atragă. În schimb, mi-au pus un formular de contact aici. Vor să-i contactez, vor să mă duc la ei la club. Dacă vor să-i contactez, nu știu, pot să-mi fac un abonament online. Nu este foarte clar scopul paginii, ba mai mult, zona aplicabilă este în dreapta, pagina partenerilor de social widget, unde mi-au și dat imperativul, găsește-ne pe Facebook. E un fel de finding Waldo, știi? Adică găsește-ne pe Facebook. I dare you. V-ați ascuns pe Facebook? Adică e... Cumva au tradus-o find us on Facebook, destul de greșit. În română, din nou, apropo de standarde pe web, este ne găsești și pe Facebook. Sau dă-ne un like. Sau găsește-ne pe Facebook. Este un mod foarte bizar, deși e corect românește, este un mod foarte bizar de a-mi spune dă-ne un like. Știi? În plus, găsește-ne pe Facebook, distribuie. Fără semn de punctuație. Și în cover image în care nu pot să citesc absolut nimic. Deci au pus un cover image cu un pantof de sport și cu niște text. Like. Ok? V-am găsit. Dar îmi doresc să nu fi făcut-o. 3, 4, bun. Prețuri? Poate în pagina de prețuri. Vreau să fac un abonament la Zumba, la Kangoo, nu știu ce au ei. Bun, la Kangoo văd aici cam 4 ședințe pe lună, 100 de lei. Dar văd și un mic asterisc. Ședințele se cumulează ceva, am două iconițe care nu sunt clicabile, pentru că asta era o poză, toată chestia asta. Ok, n-am înțeles nimic din chestia asta. Deci au o asemenea grilă de prețuri, încât într-adevăr, da. E din 2016 pe site-ul? Da, e de zilele astea. Deci au o asemenea grilă de prețuri, pentru că m-au făcut să-mi doresc să mă duc la sală, pentru că nu înțeleg nimic. Deci, este genul ăla de sală care mă atrage și mă face să interacționez cu elementul uman. Bă, ce-ați vrut să spune? Zici mie cât mă costă pe lună, știi? În plus, din nou, aveau elemente clicabile aici și este și una din sălile, mă rog, destul de cunoscute din zona ei. Aveau și aici, în dreapta, un call to action foarte prominent, cere ofertă companii, adică ofertele B2B, care mă duc pe același formular de contact din pagina de contact, deci, mă rog. Și aici, în dreapta, avem un mic meniu care dublează meniul de mai sus, care nu apare aici. Deci, nici prețurile nu sunt neapărat foarte satisfăcute de acest site. Poate posibilitățile, adică dotările. Mă uit în galeria de imagini, unde mi-arată despre noi. Au o Crăciunițe, au niște doamne îmbrăcate în pirat. Bă, sunt genul de imagini pe care le-aș asocia cu alt tip de site, dar nu vreau să intru în discuția asta acum. Oricum, nu neapărat cu foarte multă sănătate. Deși am văzut niște studii, dar nu. Adică, na. Deci nu spune nimic despre sală. Dacă vreau să mă duc să fac Zumba la ei, nu, o să găsesc Crăciunițe. Ok? I guess că dacă îți place genul ăsta de chestii, e în regulă, dar vreau să văd ce dotările, știi? Au fitness, au aerobic, au kickboxing, au cross de chestii. Ok, nu vreau să mă bat cu ăștia neapărat. Deci măcar că e așa o șansă. Ok, obiective. Ajungem să discutăm despre obiective, după ce am discutat despre intenție. Am înțeles intenția utilizatorului, am înțeles cam ce își dorește și am văzut și cum ar fi bine să nu facem lucrurile, da? Trecând de la intenție, ne ducem la obiectivele noastre. Deci venim de la client înspre noi. Ce obiective are site-ul nostru? Cum vreau eu? Ce vreau eu să fac? Să vând, să-mi citească contentul, pardon de cacofonie, dacă sunt un site de content, da, un blog, lead generation, vreau să-mi lase adresa de mail,
ce vreau să fac? Ce vreau să mă sune? Sunt unele site-uri care au, na, își pun click to call și vor să fie sunate. Site-ul meu are un obiectiv, clar, de-aia mi-l fac. Chit că vreau să informez, chit că vreau să dezinformez, dacă lucrăm în politică, de obicei vreau să vând produse, da? În cazul lor, cel mai probabil, în cazul gyms, sălilor de fitness, este lead generation, da? Vreau să-mi lase un contact sau, eventual, dacă au și varianta de a cumpăra online, să cumpere un abonament online sau o ședință, să rezerve o ședință. Astea sunt, de obicei, rezultatele pe care le putem aștepta, da? Pe un site de fitness. Bun. Acum, să ne orientăm către obiectiv. Ce ne atrage atenția aici, în această imagine? Poți să spună ceva? Ce ne atrage atenția? La ce, la ce vă uitați așa? La pe mine. Acum? Față. Bun. Să ne imaginăm că păsăroiul ăsta, omul ăsta, este obiectivul nostru. Noi vrem ca omul să se uite la fața păsăroiului, da? Dacă site-ul meu, 2, 3, 4, 5, 6 click-uri. Dacă site-ul meu va arăta așa și toate astea sunt un banner, două bannere, un link intern, alte elemente clicabile, ofertă de companii, prețuri, meniu, multe, multe, multe chestiuțe, o să văd și fața păsăroiului, într-un final mai ales. Dar nu în acele 2-3 secunde, câte am eu la dispoziție ca să-mi conving omul, și s-ar putea chiar deloc. Și un mare procent din oamenii care intră pe site s-ar putea să nu vadă păsăroiul. Da? Mergeți prea departe. Bun. Care este obiectivul acestei pagini? Din nou, este o pagină de vânzare. Deci este o pagină care ne oferă abonamentul Morning. Este o suită, e din nou o altă sală de fitness cu foarte multe abonamente, foarte multe tipuri. Am ales unul la întâmplare, n-am înțeles ce mi oferă. Din nou, eu vreau să fac kickboxing. Era un șir de abonamente pe care le-au branduit. Abonamentul Morning, abonamentul Corporate, abonamentul Passion, abonamentul... Era ca o reclamă la șampon, știi? Passion Fruit, echinacea, abonament... Păi, am ales Morning, habar n-am ce, am ales abonamentul Morning. Bun, abonamentul Morning are aici prețul, din păcate nu se vede foarte bine, ce scuze pentru asta, dar aici sunt vreo 7 butoane, astea, trebuie să mă creez pe cuvânt. Verzi. Aici e un buton alb, aici e un buton verde și mai sunt chestii clicabile. Această... Cine e Magnolia aia? Magnolia? Nu? Ești bine? Recunoști pe doamna după picioare? Doamna din imagine? Nu știu dacă e Magnolia, să știi. Dacă e, n-am. Nu e vina. Bun. Cu un nume de cod Magnolia. Bun, deci Magnolia aleargă și vrea să dăm click pe adaugă la coș care este aici. Am întrebat. E în regulă, ești între prieteni aici. Tot o să fie bine. Bun, nu vreau să zic ce sunt. Dacă identificația e în regulă, da. Multe sunt ușor identificabile, pentru că sunt și foarte probleme, dar asta e culmea. Știi, n-ar trebui să caut foarte mult pentru exemplu astea, din păcate. Adică... Am SEO bun. Am SEO bun, da. Corect. Am SEO, ce mai trebuie vânzări. Bun. Și asta o spune un SEO X, știi? Bun. Deci, aici rata de atenție este 16:1. 16 reprezintă chestiile pe care le-ar putea face pe site, 1 reprezintă chestia pe care ai vrea tu să o facă. Deci unul este vânzarea, asta e o pagină de vânzare, o pagină de produs, da? Eu vreau ca el să-mi cumpere acest abonament Morning. Well, are 16 opțiuni clicabile și care atrag atenția mai mult decât butonul meu, care, apropo, ei cred că au auzit unul din speech-urile mele, care eu am zis, băi, call to action-ul vostru principal trebuie să fie diferențiat cromatic. Și o să-mi corectez recomandarea asta, pentru că ei l-au diferențiat. Este singurul buton plictisitor, e singurul alb, restul toate sunt verzi. Da, trebuie diferenția cromatic, dar astfel încât să-și iasă în evidență, nu să fie singurul camuflat, știi? Adică, nu să fie singurul buton subtil din site. Bun, un alt exemplu, care este obiectivul acestei pagini? O altă pagină dezastroasă, cu multe aduri, așa sunt oameni care s-au îmbogățit din AdSense, sau, mă rog, nu asta nu e AdSense, pentru care și Google, mândria lui. Din nou, este o pagină de vânzare, care teoretic vrea să, nu știu exact, să-i sun, să mă duc la această sală, for some reason. E bine, aici e și mai haios, rata de atenție este 29:1. Un lucru ar trebui să... Stai. Ia zi.
Magnolia? N-am fost pe atent și tu ai spus, nu? Că ai spus cum ai calculat datele atenției în funcție de elementele? Unul este elementul pe care ar trebui să-l faci, gen să dai telefon sau să dai click sau să faci ceva, și 29 sunt elementele care îți distrag atenția și care, pe care poți clica, de fapt, știi? Pe românește. Da, deci data de atenția ta, atenția calculată ca la nivel de click triggers. Știi? Click triggers. Astea sunt. Eu am aici 29 versus 1 care ar trebui să fie sună sau dă un mail sau ceva în genul. Cu treaba aia, cu fovea, cu treaba n-ai luat aia. Cu ce? Cu fovea, cu zona aia. Nu. N-am luat... Te refer la genul de heat mapping, nu? Da, cu... Nu. Nu, pentru că, nu, pentru că fiecare o pagină de produs. Păi vreau să spun că o pagină de produs are un singur obiectiv, să-mi vândă produsul ăla. Nu înțeleg, dar dacă chiar și așa, da. Te uiți, nu vezi că e blur în zona aia. Adică ce? Este blur, unde? Te referi, de exemplu, aici? Tu pui focus, dar atunci când te uiți pe o zonă. Așa, da, corect. Și atunci restul devine blur, știi? Nu mai vezi restul lucrurilor. De acord, da? E un fel de blindness. Unitară tuturor elementelor care ți atrag atenția. Atenție. Astea sunt elemente care ți atrag atenția. Nu spune neapărat că ai un blindness, pentru că mă distrage de la call to action principal, care nu există, apropo. Ar trebui să fie un 29 la 0. Aici e 29 la 1, să zicem, știi? Unul este cel pe care mi-am imaginat eu că totuși un obiectiv au oamenii ăștia, știi? Așa am calculat-o. Și ai zis că acel obiectiv pe care ei îl au... E unul. S-ar investim acel obiectiv pe care îl au... Exact. Ar trebui să se... Da, dar nu există. Bun. Așa. Deci așa nu. Ajungem și la ultima parte. Post-click. Aici la post-click e un pic mai simplu. Avem în mare aceste unelte. Retargeting-ul sau marketing-ul, e-mail-ul, Facebook-ul și mobile-ul. Asta înseamnă în felul următor. Să spunem că am intuit foarte bine intenția utilizatorului. Am înțeles ce vrea de la noi. L-am ajutat să ne ajute. Adică obiectivul nostru a fost satisfăcut. Am creat o pagină de produs ideală la care rata este 1 la 1. Care, apropo, asta e rata ideală către care tindem cu toții, pe pagina de produs, da? Acolo unde e clincerul, acolo unde el trebuie să dea click, să cumpere, să facă ceva. 1 la 1 rata. Adică să nu existe niciun element care să-i distragă atenția de la acțiunea principală. Sigur, asta nu înseamnă că dacă avem nevoie de creare de cont, nu-i putem pune un buton, nu-i putem... Nu asta e ideea. Ideea este alte elemente clicabile, da? Păstorul de mai devreme, da? Pe unul de mai devreme. Fără ochișorii aia din jur care îți distrag atenția de la fața lui frumoasă albastră. Deci zicem că l-am convins, am vândut. După chestia asta, am făcut de-a lungul timpului, am avut ocazia să fac niște teste din interes personal sau din interes profesional cu săt de fitness, n-au niciun fel de follow-up. În afară de a trimite newslettere, nu au niciun fel de follow-up. Mulțumim că ai venit pe la noi. Știi, uite, mulți îți oferă, de exemplu, o ședință gratuită. Da? Îți oferă, chiar există săt care îți oferă, vină la noi să ne încerci aparatele, gratis, noi te primim, îți ștergem transpirația, nu trebuie să plătești nimic. După ce ai plecat de acolo sau îți faci transpirația pe aparate, nu-ți mai dau niciun mail, nu-ți mai dau niciun nimic de mulțumim frumos că ai venit pe la noi, uite, sperăm că ți-a plăcut, ia un voucher de 500 de reducere pentru următoarea vizită. Sau mai invită și un prieten și, nu știu, are și el 500 de reducere sau ceva, un after sale, să spunem, sau nici măcar after sale, că nu mi-a avut nimic, un hook cu care să devin de la potențial, de la lead calificat, la client, știi, să ducă către conversie. Adică fac totul bine până în ultimul pas, se neacă fix la mal. Din nou, există servicii, inclusiv la fitness, care cer review-uri. Da? Așteaptă cu oamenii să le dea review-uri. Dar nu fac nimic pentru asta. Nu încearcă să-i targeteze cu e-mail-uri, cu push-uri, dacă au aplicații, cu orice tip de canal de comunicare prin care poți să le ceri oamenilor, dă-le un review și primești ceva, sau nu, sau intră în comunitate, nu fac community building. Deci nu folosesc instrumentele sociale. Oricum, e bine știut că multe branduri de la noi, și nu numai de la noi, mă rog, să nu zic numai de la noi, folosesc Facebook-ul și alte instrumente sociale ca pe o goarmă.
Da? Pe post de, pe post de un fel de ziar de partid, așa, organ de partid, știi? În care anunțăm ce am mai... Am postat un nou articol pe blog. Mereu când văd o pagină care face numai asta, mi-am trecut de un copil de la mic care vine la tine și... Mami, mami, am făcut copil! Mă bucur pentru tine, știi? Dar, bă, un succes din ăsta, am postat un articol pe blog. Bravo, mai găsit butonul de publish, a? Uite, eu n-am găsit butonul de cumpăr la tine pe site. Bine că ai găsit butonul de publish. Înseamnă că WordPress și-a făcut treaba. Deci astea sunt instrumentele pe care eu le recomand pentru a, prinde clientul și după ce a venit odată la tine, după ce a avut prima ședință și chiar și la o lună, uite, de când ai abonamentul la noi, sperăm că ești mulțumit, uite câteva, nu știu, resurse ajutătoare, uite câteva articole pe care le-am publicat despre nutriție, putea fi interesat. Îți expiră în 2 săptămâni abonamentul. Dacă îl înnoiești acum, uite, ai jumătate de lună gratis, ceva. Genul ăsta de after sales și de post-click, efectiv, la noi mi se pare că lipsește. Zic la noi pentru că e piața pe care am analizat-o cel mai profund, bineînțeles, nu pentru că aș avea ceva cu piața autohtonă, din potrivă. Ia mă hrănește. Ca să recapitulăm, în încheiere, scara succesului UX pentru conversii. De ce zic UX pentru conversii? Pentru că deja am ajuns într-o eră în care nu mai putem vorbi doar despre design frumos. Da? Deci designerii se disting foarte clar între designeri care fac lucruri foarte frumoase și designeri care înțeleg sau măcar au o noțiune despre UX, adică despre conversion centered design. Da? Designul care este axat pe conversii. Nu este făcut doar să arate bine, să ia ochii, mamă, pun un carusel din ăsta de 1000 pe timp, pentru că am văzut eu la alți site și dă super bine, știi, pun... asta era era flash-ului în care făceam chestii doar ca să iau ochii. E, acum designul nostru trebuie să vândă, la fel ca și copy-ul, la fel ca și ad-urile, la fel ca orice. Da? Deci designul trebuie să vândă. Pentru acesta trebuie să înțelegem intentul. Da? Și în SEO se vorbește tot mai mult despre intent și despre a ghici intenția clientului atunci când ne caută, când ne găsește și așa mai departe. Deci intentul. Trebuie să înțelegem clientul. Trebuie să înțelegem ce vrea să găsească. Aici am văzut că de la teorie la practică este cale foarte mare. Există multe sări care e foarte clar că nu înțeleg deloc sau nu, noroc, sau nu își pun problema de intenție atunci când fac, când fac design, ci doar pun conținut pe, pe site, adică nu puneți de la nevoile clientului, ci de la nevoile mele. Nu, ce nevoie am eu să pun pe site? Tot garbage ăsta, foarte tare, pune-l aici. Obiectivele, aici abia ajungem, deci primul este intentul și ține de client, ține de extern, nu de noi. La obiective, aici ține de site-ul nostru, ce vreau eu să fac, da? Ce pot eu să fac, scuze, ce vreau eu să fac, ce vreau eu ca utilizatorul să întreprindă pe site-ul meu, să vând, să îmi lase un mail, ce trebuie să fac pe site-ul meu. Apoi, ajungem la cum le armonizăm pe cele două, cum încercăm să armonizăm intenția, să o potrivim cu obiectivul meu. Da? Deci cum îmi îndeplinesc obiectivul? Dându-ți ție ce vroia e. Nu să te privești pe tine de lucruri de care aveai tu nevoie, dar nici să nu încarc site-ul cu tot felul de informații ca până la urmă să mi se piardă mesajul sau mai rău call to action-ul. Atunci când se pare, când îți... Eu aș declara asta crimă împotriva umanității, știi? Când oamenii își îngroapă call to action-ul. Și o fac foarte mulți. Deci am văzut webshop-uri în care pe pagina de produs existau vreo 6 culori. Toate colorate. Unele erau taguri din alea de în stoc. Altele anunță-mă când revine, nu știu, stoc plin. Altul scrie de la newsletter, altul ai portocaliu, verde, roșu, mov, call to action-ul se pierde complet. Asta mi se pare cea mai mare crimă împotriva umanității, când se pierde call to action-ul în clutter. Și apoi cele din urmă, post-click, adică după ce am vândut, după ce am reușit, hopefully, să ne îndeplinim toate aceste obiective, cum reușim să facem astfel încât să comunicăm cu clientul și să-l ținem lângă noi și să-l păstrăm interesat, să-i păstrăm apetitul pentru serviciul nostru, să-l păstrăm interesat de ceea ce oferim noi. Pentru că, mai ales la sălile de fitness, trebuie să ne gândim, în ianuarie, nu? Toată lumea știe că sălile sunt pline. Da, deci după Crăciun, gata, nu se mai poate. Nu mai. Uite, de la... Nu, nu mai. Gata, nu mai. Deci m-am hotărât, anul ăsta ajung foarte negru. După aia, pe în februarie, deja se duc și voucherele pe care le-am primit cadou de la soție, că uite, dragă, ți-ai propus tu să așa, da? Încet, încet, știi că am și de Daimon, am și raportul ăla de trimis, vorbesc de mine, ești lucru. Mă duc, dar nu mi-e prea, mai mă duc vineri.
Am zis eu că țin dieta asta, bă, dar am avut așa o zi grea la muncă, uite, acum un pic de frictură nu strică, las, că nu, știu că depășesc un pic calorii. Încet, încet, practic, începe să ne pierdem apetitul pentru sale și asta mi se pare că gym-urile nu exploatează absolut deloc la noi, știi? Din nou, aici ne întoarcem oarecum un pic la intenție, înțelegerea clientului, știi? Înțelegerea că, ok, ăsta cât a venit la sală? O lună, jumate. Ok, cam asta este lifetime value-ul clientului pentru noi, știi? Hai să încercăm să facem ceva, să reatragem la sală. Asta, un serviciu face asta foarte bine, Nerd Fitness, pentru ghișii dintre noi. Este un sistem din ăsta de fitness, pe bază de subscripție, bază de abonament, pentru ghiși. Și e un fel de, au inventat un fel de gamification pentru efortul de a slăbi, de a ține o dietă și așa mai departe. Și e un mod interesant de a face customer retention, să zicem așa. Deci intent, obiective, post click. 3, 4, 5 click-uri. Hop. Vă mulțumesc! Întrebări? Nici o întrebare. Să-mi pun singur întrebări. Da, mulțumesc, Coria Neagu aici. Aș avea o întrebare, o chestie pe care nu ai abordat-o aproape deloc și m-am simțit un pic dezamăgit de faptul că nu ai abordat-o. Sălile de fitness, am înțeles că facem chestia aia cu intenție, așa, e foarte frumos, dar uite, noi am vorbit despre, efectiv, funnel-ul de check-out, știi? Adică, practic, de procesul în sine de conversie. Foarte bună întrebare. O sticlă de vin. Ești? O sticlă. Exact. Mulțumesc, Florian. Se vede că ești un tipistez. Da, nu am vorbit despre conversie, dar un lucru important, într-adevăr, pe care ar merita să-l menționez, este că am văzut multe sări în research-ul pe care l-am făcut și în experiența mea, care chiar oferă servicii de genul ăsta. Cumpără un voucher cadou sau chiar cumpără o lună de abonament sau 3 luni de abonament. Funnel-ul lor de purchasing este foarte bizar de cele mai multe ori și anume. Dar cum era exemplul meu cu Morning, dacă țineți minte? Cu abonamentul Morning. Ei încearcă pe pagina lor de... acesta. Pe... Camelia? Cum îmi chemat, Vale? Magnolia, așa. Magnolia. Deci ei încearcă să-ți bage pe gât acest abonament, să încerce să ți-l vândă, dar în același timp, pe funnel, îți bagă și tot felul de alte chestii. Cred că ei s-au inspirat de la e-shop-uri, unde au văzut că ai accesorii recomandate. Sau alți clienți au cumpărat și. Problema e că eu atunci când cumpăr un abonament de 2 luni la o sală, mă bucur că alți clienți au cumpărat și 3 luni, dar eu, adică, eu asta, nu știi? Eu asta vreau, adică, nu văd. Și am văzut asta foarte multe ori pe funnel. Deci îmi bagă pe gât alte produse, încearcă să mă convins cumpăr alte produse și asta este o industrie unde chiar nu se pretează chestia asta. Deloc. Foarte bună întrebare, mulțumesc. La început, când ai făcut radiografia unei pagini ideale de... ce asta? Cum se numește? De mers la sală. De sală, da? Da, de fitness. Cumva... Mers la sală. Nu te gândi după care mergi. Te-ai gândit la o pagină ideală pentru cineva care e hotărât să meargă la sală și cumva doar caută, să zic, cea mai bună variantă. Dar în cazul în care eu vreau să găsesc motive să merg la sală sau de ce aș face asta, atunci cum ar trebui să arate pagina? Ce alte elemente ar trebui? La fel. Pe scurt, la fel. Pe lung, la fel. De ce? Pentru că aici intervine gândirea de landing page. Nu cred că ai cum să... Există o posibilitate, evident, să tragi blog posturi, da, în homepage. Da, blog posturi de pe blogul tău, evident, că de-aia sunt blog posturi, despre motive să mergi la sală și așa mai departe. Dar nu cred că este rolul homepage-ului. Pentru asta aș crea niște landing page-uri cu niște campanii specializate, fie de PPC, fie de SEO, fie integrat, fie de PPC. Am zis de PPC?
Poți fi și Edward, de exemplu, trebuie să iau la merge. Mă rog, Apple, în general, știi, plătită, da, pentru o platformă, să zicem, third party. Are și Facebook, așa ceva am auzit. YouTube. Bun, deci aș crea niște campanii speciale pentru chestia asta, știi? Cu AdGroup, Leneș. Da? Burtoș și Leneș. Cum îi checuiem, cum îi atragem la sală? Deci aici, practic, am încercat să fac radiografia de cum să mergi la sală, cum bine ai zis. Radiografia unui exercițiu de fitness, așa cum pentru homepage, așa cum ar trebui să fie, ca să fie breezy, da? cât mai crisp, cât mai, îmi vine o matere în engleză, cât mai aerisită și să îndeplinească cele trei obiective pe care le-am spus. Adică să răspundă la întrebarea de proximitate, preț și dotări, da? Pe PD-ul. Votați pe PD-ul. Înainte, atunci când fiți, gaura lângă o mașină, știi? Te referi undeva la, să zicem, cum ar fi acum atât de motivator? Cu Burtoși. Cu Burtoși. Așa. Adică, care ar fi motivele pentru care te lasă așa? Am văzut o chestie interesantă, o poveste spusă într-un video, și era o, nu știu dacă a ajuns și la voi pe Facebook, e o sală o metaforă a unor animale, știi, ca oamenii văzuse animale, știi? Cred că o știu. Da, o știu. Fast food, nu știu ce. Nu, cu animale grase, nu vine, asta nu merge. Asta merge, dar nu. Animale grase e peste tot în București, dar nu. E unul care n-a la oameni, știi cum zici? Am înțeles ce spui, da. Este o idee foarte bună. Nu, e o reclamă foarte mișto, în care plasează o metaforă legată de... povestește un pic despre ce tip de animal ești la sală. Știi? Da. Ce e făcută ca un documentar. Da. Și cred că așa e... Este în habitatul lui natural, știi? Da. Exact. Și așa poți să spui o poveste despre motivele pentru care... Corect. Deci, de foarte video, am fost acum, cred că câteva luni la un eveniment, complet diferit față de ceea, cu ce m-am obișnuit eu parte de digital marketing, online marketing. Era exact postul ăsta de TV, de advertising tradițional, știi? Și în contextul ăsta, vorbeau exact despre asta, despre a pune o poveste în conținutul video, unde conținutul video are tracțiune pentru a spăla minte. Se potrivește foarte bine, da? Mai ales cu conceptul pe care îl spuneam mai devreme, că UX-ul este storytelling. Prin urmare, un video, da, se potrivește foarte, foarte bine în acest concept de a spune povestea brandului tău sau a serviciului pe care îl oferi. Și cred că nici nu încarcă din perspectiva faptului că tu ai într-un container toate informațiile respective, știi? Adică poate să plece nu. Grafic cu nimic, ai foarte puțin și cu un mesaj, după aceea dacă... Dai play la filmul. Aici intrăm întrebarea mea, să fie făcut bine și să spună ce trebuie. Nu să fie patronul Sălii care spune am deschis în 1998, pe vremea aia spectrul selurilor din România nu era foarte bine acoperit, știi? Adică am întâlnit situația asta în care clienții atunci când am zis, uite, hai să facem video, uite, da, păi îl luăm pe șeful și spune câteva vorbe despre... Nu, e foarte bun, dar nu. Deci, da, aici intervine și știi ce faci în video-ul ăla. Adică ce spuneai tu, îți dai seama că e o chestie de, na, gândire, de strategie, de creație. Știi, de, na, de echipă creativă. Ai pune vânzarea pe homepage, adică unde atingi toate beneficiile, sau pune vânzarea pe un landing page? Mersi mult de întrebare. Aproape am trebuit ca locuia de mai devreme. Vânzarea nu aș pune pe homepage, aș pune call to action-ul pe homepage. Deci, aceste întrebări de proximitate, prețuri și posibilități, și mă bucur că mi-ai pus întrebarea ca să pot elabora un pic, acestea nu sunt răspunse doar de homepage, nu sunt rezolvate de homepage. Mai departe, când intri în site, trebuie să ai pagini dedicate, landing-uri, care să-ți
dezvolte aceste idei, da? Deci proximitatea clar trebuie să fie dezvoltată într-o pagină de contact, prețurile clar într-o secțiune dedicată cu oferte, prețuri și așa mai departe, și dotările, bineînțeles, într-o secțiune dedicată cu galerie de imagini, cu imagini high-res, cu un text care trebuie și SEO și așa mai departe, știi? Adică, în niciun caz, nu mă gândesc acum că rezolvăm tot site-ul într-un homepage. Dar din homepage ar trebui să înceapă călătoria. Asta, acel storytelling, știi? Povestea începe de pe homepage pentru că este probabil cea mai accesată pagină de pe, din site-ul tău și probabil că sunt cele mai bine indexate pagini din, din site, știi? Și atunci, plus că este, na. De call to action pentru homepage? Uite, de exemplu, acolo sus la tipul motivațional, da? Acolo ai practic butonul. Vino și tu. Vezi oferta. Nu știu. Mai multe detalii. Ce mai aștepți? Grasule, hai la sală. Vorbești cu mine? La ora asta e cam târziu, să știi. Nu ești mulțumit. Dacă e ideea mai bună, spună. Care este definiția call-ului to action? Poți să îmi găsești cea mai apropiată locație. Sau așa, da. Corect, corect. Păi nu, adică un call to action asta este. Nu este o chemare la acțiune. Care evident că se finalizează sau se înlesnește printr-un link. Către altceva. Nu? Nu este un call to action, pentru că te cheamă la, te duce într-o pagină cu informații, mă rog, more info, mai multe detalii, în sensul că, să zicem că pe bannerul ăla, nu știu, ai cea mai modernă, habar n-am, sală din lume ceva, mai multe informații și știți, pagina de vânzare. Trebuie să apreciezi distinția, e o distinție interesantă, subtilă de asta. Call to action, call to more info. E o distinție interesantă. Nu vorbeai de imperativ, mai multe detalii, da, și mai interesant. Ah, ok, da, înțeleg ce spui. Corect, corect, just. Tehnic vorbind este un call to action, că e un buton cu un link. Este un call to action, dar dacă, de exemplu, nu are material, adică tu vorbești un call to action care e materializat... Uite, gândește-te la un... Dar tot ceea ce e materializat, dacă se materializează într-un link, dar de fapt call to action în sine, el nu-i neapărat să materializeze într-un link, el poate să materializeze într-o acțiune viitoare. Uite, Socrate, ascultă un pic. Deci, ideea este în felul... Totul a început de acolo, știi, dar... Totul a început de acolo. Oricum, da, ce opri, trebuie pământem, dar fii atent. Și despre tine, romanule. Ideea e următoare. Gândește-te la un e-shop care îți oferă, nu știu, telefoane, da? Ai telefoane mobile pe homepage, câteva modele. Te vei duce probabil în pagina de produs. Așa o gândesc și eu pagina asta. Nu o să cumpere abonament din homepage. Eu vreau să ajung, poate într-adevăr, nu am fost cel mai fericit text, știi, mai multe detalii. Aici mea culpa, poate într-adevăr, uite, ce mai aștepți e mult mai impactful, știi? Dar, ultimate, eu vreau ca omul ăsta să ajungă într-o pagină unde eu să vorbesc cu el. Fie că îi vând direct produsul, fie că îi explic, fie că îi arăt poze, fie că îi arăt un video, fie că, da? Poate ăla să ducă către video-ul meu motivațional, de care spunea Ionuț. Nu știu, ești sedentar și e nașpa, dar nu poți face curajul să vii la țară. Nu știu, ce mai aștept, uite, vezi mai multe, apar n-am ce contextul ar fi pus, dar poți deschide video-ul motivațional în care îți prezintă povestea, știi? În sensul ăsta gândesc eu call to action. Plus e un concept care a fost luat din online și a fost dus în online. Și așa se prezentează aici. Corect, că corect. Atunci corect. Când a fost el creat, era într-un fel. Și nu puteai să dai click, nu era un QR code, nu era nimic. În momentul ăsta suntem în online. Asta înseamnă eu, da, call to action în online. Ar fi extraordinar cu discuție la informală sau... La o cafea. La bere, la bere. La cafea. Cafea. La vin, la un vin. La un vin. La un vin. La un vin. Exact. Da, pentru că eu cred că pierdem din valoarea pe care o are protecția tradițională, tocmai pentru că ne ducem prea adânc în fără... În paradigma online-ului? Da, ne distanțăm oarecum, pentru că cred că ar trebui să apropiem gap-ul ăsta, știi, și nu să-l distanțăm, pentru că avem tool-urile necesare, nu mai mult decât au ei. Corect.
Și ar trebui să le apropiem cele două luni. Să fie complementare. Da. Nu să complete apropo cu tip de complementaritate. Cu oriceală asta, între noi și sub oameni. Ești un purist al online-ului. Deci, nu trage domnul Sema acasă, e îmbăstărită, știi? Da, nu, cred că am putea să continuăm discuția în zona aia, pentru că chiar... Facem un debate cumva, la lumea zău pe ce? Da, de ce nu? Da, sau pe bine. Atât e mai bine când vorbim așa, știi, decât când... Când nu ne aude nimeni. Când scriem, știi? E mai greu să transpui cuvinte toată... Adevărat, plus că nu ți-aș vedea mimica, gestica. Nu? Da, e cu tot o altă experiență. Asemenea. Mulțumesc, știu. Întrebări? Parcă mi-erau întrebări pe aici? Era, dar două ce puțin. Exact, erau o treia. Am văzut că ai găsit trei exemple de site-uri cu așa, nu? Nu ai găsit niciunul cu așa, da? Să ne arăți și nu? Secunde până ajung aici să mă gândesc la un răspuns la asta. Băi, sincer, așa cum l-aș fi vrut eu, nu. În ideea că aș fi putut evidenția câteva elemente pozitive, știi? Dar, sincer, mi s-a părut că modelul pe care l-am expus, l-am gândit, e o parte de discuții foarte bună pentru... și uite că a generat ceva discuții controverse de cum ar trebui făcută treaba. Mi s-a părut mult mai de impact. Știi cum e UX-ul? Asta chiar era o chestie pe care mă gândeam să o includ inițial în prezentare. Bă, UX-ul când e făcut bine, știi, e ca la fotbal. Când câștigi, nu te bagă nimeni foarte mult în seamă, dar când pierzi, atunci te dau afară, știi? Așa și UX-ul. Cel mai bine vezi user experience-ul atunci când nu există. Știi? Adică cel mai de impact este să vezi ceva făcut prost, decât să vezi ceva făcut bine, știi? Asta e și în manager. Corect. Și la șosele, la drumuri, la foarte multe. Cine apreciază vreodată? Bă, ce drum bun, știi, așa, merg drept. Nu, când dai de gaură, atunci e... Ala e momentul când... Ala e UX fail-ul, știi? Cine zice, mamă, ce, uite, ce jucărie Batman grozavă? Abia când vezi pistolașul ăla, atunci zici că, bă, dar... Știi? Ăla e momentul când apreciezi UX-ul, când vezi lipsa. De-aia nu se bagă nimeni în Corea de Nord. Nu știu, mi-ai un loc în regulă. Suntem aici, sniperii sunt vis-a-vis, vezi tu ce spui. Mai aveți o întrebare? Salut, Horia, Mihai Pergison. De la Batify, agenție de SEO și content marketing. Mă gândeam, poate lucrăm. Uite, tot în ideea de cam cât de aproape ar trebui să aduci partea asta și de proximitate și de prețuri și de dotări către homepage, că te gândești cu cât e un site mai complex, că nu prea poți să încarci prima pagină cu prea multe informații. Și atunci mergi la pagina de categorie, mergi la pagina de produs. În general, modelul unei pagini dedicate unei săli de fitness are puține, site-ul în sine are puține pagini. Și atunci, cum ai dat exemplu cu harta, care o ai și undeva prin footer și mai ai și pe pagina de contact, probabil, poate și prețurile ar trebui să le afișezi și pe homepage, și pe pagina de produs, mai ales să ai pagina de produs dacă e doar un abonament care îl vinzi, poate și dotări. E corect de rău. Bun. Da, exact cum spuneam mai devreme, homepage-ul este începutul journey-ului, știi? Homepage-ul este hub-ul tău de acces către site. Da, văd clar sensul de a avea, are sens sau face sens, pentru Ionuț, n-am fost atent, face sens să ai. Deci are sens să ai paginile dedicate, pentru că sunt landing-uri, știi? Funcționează ca landing-uri, ai pagina de prețuri, ai pagina de dotări unde îți arăți, știi, tot ce ai tu, poze și mai frumos, uite, aparate, chestii, nu crăciunițe. Și ai pagina și de contact, pentru că e normal să o ai. Știi, acolo e, practic, pentru multe selling point-uri. Pentru că ele vor ca tu să le contactezi. Nu toate vând online abonamente. Deci, alea sunt landing-uri.
Altfel, oricum îți va fi greu să împachetezi toată informația din aceste trei puncte pe homepage. Adică ăsta e un snapshot cum ar veni. Eu am harta mică acolo, dar vreau să o văd mare în pagina de contact. Hai să dau un exemplu. Să zicem că am trei abonamente. Da. 99 de lei, 199, 200 de lei. N-ai fost pe la sală de ce? Știi cum te complexă sunt chestiile alea? Crezi tu că ai trei abonamente? Eu mă dutesc. Așa se vede? De exemplu, ar trebui să scriu începând de la 99 de lei și să pun acolo un call to action pe pagina cu toate ofertele sau să doar să... Adică în sensul cum e, da, știi, să dau un snapshot, clic acolo... Este, da, asta este un exemplu de cum se poate face, exact. Prețul începând de la 99 de lei sau ai niște oferte speciale, numai luna asta, reducere 20% pentru femei sau habar n-am, știi, și te duce în pagina de oferte, îți arată și ofertele și după aia tot de celelalte prețuri. Nu pleca, Alex, acum devine interesant. Deci da, ceea ce ai spus tu este un mod de a face lucrurile, sigur, dar nu o să reușesc să împachetez în homepage toată informația asta, astfel încât să și rămână relevant homepage-ul ca pagină de sine stătătoare, nu ca mai multe pagini cu sute între ele. Deci n-ai putea vedea o singură pagină foarte, foarte lungă, să se ducă paralax frumos, fie și să se ducă scroll down, scroll down. Eu am... discuția de paralax la mine, dar știe că mă cunoaște, de-aia și pus întrebarea asta. Eu când aud paralax e un pic, am niște experiențe neplăcute cu, da, am niște Twitch-uri așa, știe, paralax. Trebuie mai mers. Ideea e că de obicei paralax-ul e, arată bine, arată la naibii de bine, dar nu se împacă foarte bine cu conceptul pe care tocmai l-am expus eu aici. Știi? Nu e atât de centrat pe conversii. Da, ai putea să ai o asemenea pagină, sigur că ai putea. Exact, și mie îmi place, e frumos. Se miște lucruri, stângă de ciuci. Dar problema e că este foarte greu să văd o pagină paralax ca fiind, știi, ca vânzând un produs. Este ca diferența dintre un Ferrari și o Dacia. Da, Ferrari este superb, este absolut o bijuterie, dar n-ai luat-o pe drumul de la noi din foarte multe motive, știi? E ceva care își face treaba și eficient versus o bijuterie, un eye candy, știi? Și în online cred că este cu atât mai important ca site-ul să nu fie eye candy, ci să fie eficient. Și o pagină eficientă, un homepage eficient, este una cât mai scurtă. Pe când o pagină de paralax nu este niciodată scurtă, din potrivă. Este un, na, eternal scroll, știi? Scroll fest. Un scroll fest, exact. Un scroll fest. Și aici termin și alte discuții legate de SEO, legate de landing page-uri pe care nu le mai ai, legate de campanii PPC pe care poți să faci pe landing-uri, pe care, oportunități pe care le pierzi. Cred că am răspuns la întrebare. Am tot cei care au paralax uitorul la mine, care au site-uri paralax. Am lucrat ceva site-ul, dar e în regulă, nu e nicio rușine. Știm cine sunteți, știm unde locuiți. Mai sunt întrebări? Vă mulțumesc! Ce prostie am vorbit? Da. N-ai zis nimic de soții care pot fi în sală. Nu. Cadru. Da. Păi, au fost întrebări de prin zona asta, au fost întrebări din zona aia, din păcate văd că nu mai e persoana din zona aia. Nu. O poți să pui cu așa că iau eu și David îi dau când ne vedem, știi, cam așa. Nu. Îi spui cum a fost. Îi spui cum a fost, dar foarte bun. Păi, sincer... Care a fost cuvântul? Cine știe care a fost cuvântul pe care l-ai rostit după ce l-am zis eu? Care a fost cuvântul pe care l-am rostit eu după ce l-am zis eu? Noi. A știut. Cred că... Asta a hotărât? Hai să vedem cine a... Băi, aici au fost două întrebări interesante, mai ales acolo una care m-a pus în dificultate. Și cea cu call to action-ul care, într-adevăr, ne-a lansat într-o dezbatere destul de sănătoasă. Deci cred că call to action-ul este câștigătorul. Aplauze! Să-i pregătă responsabil de
A doua este domnul de aici, care din nou a pus dificultate cu exemplele pozitive versus exemplele negative. Felicitări! Horia, îți dau microfon. Mulțumesc, Horia. Ai fost la înălțime ca de obicei. Bun, am încheiat o ediție din lumea SEO-PC. Mulțumesc mult de tot că ați rămas alături de noi într-o asemenea tur de forță. Cei care au mai fost știu că atunci când vorbesc eu este tur de forță. Nu știu cine a gândit figura asta să țin eu timpul. Foarte proastă idee. Mulțumesc organizatorilor lumii SEO-PC, bineînțeles, ca de obicei. A fost o experiență minunată, a fost o ediție foarte, foarte interesantă, cu multe idei dezbătute, cu foarte multă, foarte multe concepte interesante și la mai mare. Mulțumesc, bineînțeles, sponsorilor Conversion, mRedi, Vinescu.ro, WebDigital, două parale, Retargeting Digital Workforce, partenerilor media, Creative News, Agile Media, Impact Hub, IQS, ProfitShare, SEO Monitor, SoftSpeed și Web Armada. Și bineînțeles, în primul și primul rând, tuturor celor care au stat alături de noi, care au pus întrebări, care ne-au fost alături, ne vor susține în continuare, sperăm. Intrați pe Facebook, pe grupul de discuții, pe site-ul lumeseo.pc.ro, pe site-ul lumeseo.marketing.ro, bineînțeles, lumeseo.marketing.com, emoțiile, și să ne revedem cu bine! Mulțumim mult!